Hai să vedem pentru ziua de vineri 30 iulie ce mesaj putem să scoatem de la cărțile de tarot pentru această zi. Foarte interesant. Avem aici pajul de cupe. Aici, indiferent de vârsta la care te afli, chiar dacă ai 8 sau 80 de ani, fie că ești copil, adolescent sau ai ajuns deja la maturitate, în această zi de vineri este foarte important să te reconectezi cu copilul tău interior. Dacă ai copii, fie că tu ești părinte sau prietenii tăi au copii, încearcă să petreci timp cu oameni mai tineri decât tine, cu oameni care sunt încă la vârsta inocenței, pentru că acest lucru o să te ajute să te reconectezi cu această parte a ființei tale și o să te ajute să ai mai multă energie, mai puține griji, o viziune mai optimistă asupra vieții și, per total, să aduci în viața ta lucruri mai frumoase. Uite aici acest paj de cupe care face baloane de săpun. E o activitate superbă pentru această zi de vineri, mai ales că ziua de vineri este guvernată de planeta Venus, care își dorește ca noi să avem în fiecare zi parte de experiențe plăcute, parte de experiențe care ne detașează, ne ajută să ne simțim bine. Dacă astăzi o să primești o ofertă de dragoste, de a începe o nouă relație, poate cu cineva mai tânăr decât tine sau cu cineva care înglobează această energie tânără, debordantă, optimistă, ți-aș sugera să accepți acest lucru pentru că o să-ți aducă foarte multă fericire și împlinire și poți să fii 100% sigură că această ofertă de dragoste este una foarte sinceră. Dacă ți-a plăcut interpretarea mea de tarot și vrei să vezi mesaje mai detaliate, inclusiv etalări lunare pe zodii și o grămadă de alte surprize, te invit pe canalul meu de YouTube. Pa, pa!